Te salut din nou cu drag! Hai sus! Sunt Cătălin Stoica, profiler, coach și trainer din echipa lui John Maxwell și mă bucur foarte tare să fiu alături de tine în procesul tău de dezvoltare. Mă bucur să pot contribui cu ceva, dacă mă ajuți și îmi dai voie să fac asta, la creșterea ta și a rezultatelor pe care le obții în fiecare zi. Iar în cadrul acestei rubrici, Cartea care te atinge, îmi propun să îți recomand de fiecare dată o carte, o altă carte de dezvoltare personală, care să te ajute în mod real, să te susțină, să te informeze și mai ales să-ți creezi acele conștientizări, acele revelații personale care să te pună în acțiune, care să te împingă la schimbări mărunte, dar cu rezultate semnificative în viața ta. Astăzi m-am gândit să-ți propun cartea aceasta. Unfuck Yourself se cheamă ea, are și o steluță ca să întrerupă cuvântul nu tocmai frumos din limba engleză, eliberează-ți mintea și trăiește-ți viața, este subtitlul acestei cărți și este scrisă de Gary John Bishop. Tipul este coach și se vede că este un foarte plin de energie. Este un individ care își dorește la rândul lui să fie un lift pentru tine, să te ducă în sus cu orice preț. Uneori s-ar putea să pună prea multă energie, dar o face cu un scop și o face spre binele cititorului. Eu am să citesc un fragment scurt din această carte, poate am să și spun câteva vorbe pe lângă și mă aștept, îmi doresc, m-aș bucura să aud că tu ai citit în întregime cartea și mai ales că ai aplicat ceva din ea. Iar asta îți schimbă viața. Lasă-mi un comentariu în subsolul acestei postări, în subsolul acestui video, pentru că sunt foarte curios cum ți se pare cartea, ce anume te impactează cel mai tare din ea, care sunt acele două, trei idei principale cu care rămâi tu, nu alții, nu contează ce li se pare altora cel mai important, ci ceea ce ți se pare ție cel mai important și mai ales ce aplici și cum se simte asta. Ce aplici și ce obții? Care sunt avantajele? Care sunt schimbările care se petrec? Unul dintre capitolele sau subcapitolele acestei cărți se numește O paradigmă a potențialului. Și zice așa Bishop: obsesia noastră pentru certitudine poate fi tragică și contraproductivă din două motive. Pentru că, nu-i așa, certitudinea, siguranța, reprezintă o nevoie pe care uneori o ducem la niște cote dezastruoase. Nu ieșim din zona de confort, nu renunțăm la certitudine, la ceea ce ne este deja familiar, la ceea ce ne este deja obișnuit, ce ni se pare sigur, chiar dacă acolo e mult disconfort, în zona de confort deseori poate fi mult disconfort, dar nu ieșim de acolo pentru că, wow, e riscant. E riscant, nu se știe ce se poate întâmpla. În primul rând, incertitudinea este locul în care se întâmplă lucrurile. Incertitudinea este calea ta personală către oportunitate. E mediul în care crești, în care experimentezi lucruri noi cu rezultate noi, necunoscute până atunci. Incertitudinea este locul în care se produce noul. Căutarea certitudinii este obstacolul din calea realizărilor mărețe și nobile. Rămânând în zona de confort, repetând aceleași acțiuni din totdeauna, trăiești de fapt în trecut, nu înaintezi. Repeți lucruri și comportamente cândva riscante adevărat în viața ta, atunci când nu știai la ce rezultat vor duce, dar care s-au transformat între timp într-o rutină. Gândește-te! Cum să vizitezi locuri noi dacă tu nu ești din casă? Cum să-ți faci prieteni și să inițiezi relații romantice dacă nu întâlnești oameni noi? Cum să faci ceva nou repetând ceea ce faci din totdeauna? Cum să aduci în viața ta niște persoane noi cu care să poți porni niște proiecte noi, pline de potențial, dacă tu nu te pui în situația de a interacționa cu acele persoane care sunt necunoscute ție deocamdată. Succesul, zice Bishop, nu e niciodată o certitudine. Nu apare niciodată fără să fie însoțit de risc.
Poți să fii oricât de inteligent sau de muncitor, nu există garanții. Cei care ajung să facă lucruri importante în viețile lor știu prea bine asta și își asumă riscul. Theodore Roosevelt spunea de fiecare dată când trebuie să iei o decizie, cel mai bun lucru pe care îl poți face este ceea ce trebuie să faci. Al doilea cel mai bun lucru, atenție, e să faci ceea ce nu trebuie. Wow! Iar cel mai rău lucru e să nu faci nimic. În programarea neurolingvistică există un principiu simplu care spune: orice acțiune e mai bună decât inacțiune. Deci dacă dau în bară, greșesc, eșuez, se poate oricum prima dată când o face foarte posibil să o dai în bară. Când ai început să mergi în picioare, nu ți-ai propus să mergi din prima, din a doua, a treia încercare. Ci ai făcut foarte multe până ce ai reușit să-ți menții echilibrul. Când ai început să scrii, nu te-ai lăsat pe gubaș după o săptămână, ci ai continuat până ai reușit să scrii. John Maxwell are o vorbă care zice: greșește mult, greșește repede, greșește des. Și asta sună ciudat, este? Greșește mult, greșește repede, greșește des. Pentru că omul care face asta învață repede și bine, învață în profunzime și va avea rezultate excelente mult mai devreme decât cel care fuge de încercare, care fuge de experiență în sine, care fuge de acțiune. Acțiunea e diferența care face diferența. E o carte care se citește foarte ușor, scrisă foarte aerisit, cu, dacă vrei să vezi, niște citate din astea reper pe câte o pagină întreagă, cu niște recomandări, ușor de înțeles și ușor de aplicat. Spor la citeală! Sunt Cătălin Stoica. Hai sus! Academia de Bine te susține!